Pentru că mi-a plăcut foarte mult prima ediție, proiectul pilot, cum ar veni. Și trebuie să recunosc că abia așteptam să se lanseze. Și îmi pare foarte bine că am reușit să depun aplicația, deși n-a fost un formular chiar scurt și simplu. Mi-a dat foarte mult de gândit. Au fost întrebări, să zicem, destul de personale așa și pe plan afectiv, dar mă bucur că am reușit să termin aplicația și să fiu și cooptată cumva. Am simțit că după proiectul pilot s-au deschis foarte multe semne de întrebare și atât, adică cumva n-am reușit să și închidem vreuna dintre direcțiile pe care le-am pornit și cred că și asta a fost un motiv pentru care m-am întors. Pot să zic că mi s-au îndeplinit, dar cumva mă simt că m-am pus eu cumva singură sau ajutată pe o direcție. Adică mi s-au conturat niște idei de proiecte și știu ce vreau să fac în continuare anul acesta deocamdată. Sunt mai multe. În primul rând, în colaborare cu colegii de catedră, vrem să punem bazele unui club de robotică și deja am început să batem pe la tot felul de uși, să ne înscriem la tot felul de inițiative din acestea, de strângere de fonduri, încât să adunăm resursele necesare. Și avem și gimnaziu și liceu și pe ambele direcții încercăm să pornim în același timp. Am depus un proiect și iarăși am primit finanțare pentru un eveniment Meet & Code. La, aș zice, de concursul Technovation, iarăși o chestie de care am auzit tot aici la Predau Viitor, am participat anul trecut și a ieșit foarte, foarte fain și poate contactele pe care ne le-am făcut în timpul proiectului ne-au ajutat, ne-au mai deschis un pic mintea către zona asta de privat și de aplicabilitate a lucrurilor pe care le învățăm la școală. Și aș zice că mai sunt multe, poate acum nu mi le amintesc pe toate, dar și chestia asta cu strângerea de fonduri e ceva ce am învățat tot aici, trebuie să recunoaștem. Adică nu așteptăm vreun mare sponsor, ci ne agităm un pic pentru proiectele pe care vrem să le facem. Categoric, da. Pentru mine, cel puțin, a fost vizita de ieri de la UiPath, a fost foarte aha. Partea asta de robot software și da. Și chiar aș vrea să fac cât de puțin, așa, în direcția asta, să încerc să duc cumva și în școală. Atât partea de simplificarea activității, zic, administrative din școală, care ne cam sufoc, în special pe partea asta de profesor de informatică, nu știu, ajung foarte multe activități în sfera noastră și aș vrea să le mai simplificăm, dar și pe partea de a arăta copiilor că există așa ceva și că spre asta se merge. Adică mi se pare o schimbare de mentalitate enormă și dacă nu știi de ea, parcă n-ai ști nimic, ai rămas în urmă. Impactul este foarte bun. Da, orice informație contează, pentru că așa te gândești ca la o cutie neagră, nu știi ce te așteaptă și nu știi dacă ești pregătit să faci față, nu știi dacă ești persoana potrivită și faptul că duci oarecum niște informații și pentru că le explici că sunt atâtea ramuri, adică nu e obligatoriu să ai un anumit talent sau altul, îți găsești locul oarecum și dacă îți place domeniul, poți face față. Adică cam astea sunt întrebările pe care le primesc cel mai des. Credeți că eu m-aș descurca, aș fi bun pe că mie mi-ar plăcea? Ai fi bun, dar cu informațiile pe care, să zicem, eu le-am adunat, acum aș putea să dau un sfat, deși rămâne cu titlul de sfat, nu pot eu să hotărăsc pentru un copil. Ai putea să mergi, zic eu, în direcția asta, poate în direcția cealaltă. Foarte de ajutor va fi și acel dicționar de cariere pe care tot îmi Predau Viitor cumva a început realizarea lui și e un instrument cu care putem lucra în continuare. În primul rând să lucrezi în echipă, dar să lucrezi real în echipă, nu doar cu numele, dacă poate sunt multe activități la școală în care se împart copiii în echipe și fac lucruri împreună și de foarte multe ori unul lucrează și ceilalți sunt pasivi, se uită pentru că nu vor să se implice. Deci asta ar fi o chestie. Gândirea asta critică, da? Să știe să analizeze lucruri, să vadă în jurul lor. Curajul de a spune lucrurilor pe nume și de a-și expune ideile.
fără a fi, să zicem, da, să nu se mai gândească la critica pe care ar putea să primească după. Cam astea ar fi, să zic eu, principale. Așa discuția ar putea continua, poate la nesfârșit. Da? Dar asta ar fi de bază. Un program pentru deschis mintea.